Catalogul electronic este acum o certitudine. Ministerul Educației a inițiat un proiect prototip prin care mai multe școli din țară vor renunța la catalogul clasic și vor trece la cel digital. Colegiul Național Ion Minulescu este una dintre unitățile de învățământ care au aderat la acest proces de digitalizare, catalogul online fiind funcțional încă de la începutul anului școlar. Practic avem în funcțiune de la începutul anului catalogul electronic, numai că am mai făcut și facem în continuare și această săptămână mici retușuri privind numele elevilor, alte date ale elevilor, ale profesorilor, introducem ore sau schimbăm anumite ore în funcție de modificările care survin în încadrarea fiecărui profesor. Cred că de luna viitoare, adică de undeva de pe 19, va fi deplin, adică va avea toate informațiile încărcate și poate fi funcțional și poate să funcționeze fără absolut nicio problemă. Avantajul ar fi faptul că fiecare părinte primește acasă printr-un SMS, primește acele informații legate de absența obținută de copil, de nota pe care o obține acesta. Deci, practic, primește nota sau absența în timp real. Asta este un avantaj. Dacă înainte profesorii dădeau o lucrare de control la clasă și puneau notele după o perioadă lungă, acum totul este condiționat de timp. Același mecanism va funcționa și în cazul absențelor, care vor putea fi motivate în decursul a 7 zile de la revenirea elevului la școală. Nota pe care profesorul o dă la clasă nu poate să o treacă decât în ziua respectivă. Nu poate să o treacă a doua zi, cu atât mai puțin cu o zi înainte sau mai știu eu cum. În ceea ce privește însă acele note primite la lucrări, la extemporale, acestea pot fi trecute la o marjă de, să zicem, o săptămână sau maxim 2 săptămâni în care profesorul are posibilitatea să treacă notele respective. Absențele se motivează în aceeași manieră în care se și marchează, deci pur și simplu absența este motivată, ea rămâne în catalog însă, nu se șterge, adică motivarea nu înseamnă ștergere. Ca și în catalogul faptic, orice absență rămâne acolo, chiar dacă este o simplă întârziere. La motivarea absențelor, spre exemplu, pentru o zi, două, trei, în cazul unei scutiri medicale, trebuie trecut și documentul în baza căruia s-a efectuat motivarea. Iar motivarea, da, nu poate fi făcută mai târziu de 7-10 zile. Pe lângă cei de la Minulescu, alte 5 unități de învățământ din Olt au intrat în proiectul prototip al Ministerului Educației. Este vorba de școala gimnazială de Veselu, liceul teoretic Nicolae Titulescu din Slatina, școala gimnazială Sâmburești, liceul tehnologic Vitomirești și liceul teoretic Petre Pandrea Balș.